Fishing. Poate nici nu înțelegem. Mulți se gândesc că poate e vorba de ceva cu pește, care mai știe ceva engleză tot felul de terminologii, tot felul de cuvinte, engleziste sau mai puțin engleziste, corporatiste sau mai puțin corporatiste, nu mai înțelegem nimic. Dar când discutăm despre fenomenul acesta a phishingului, înseamnă că cineva, undeva, în zona aceasta a internetului, a telefoniei mobile, a tot ce înseamnă utilizarea platformelor sociale, ne putem trezi că cineva încearcă sau și reușește de multe ori să ne ia date cu caracter personal. Ce înseamnă aceste date cu caracter personal? contul de card, parola cardului, numele și prenumele, adresa de mail cu care până la urmă încearcă și ajung să ne păcălească, să ne fure, nu numai identitatea, ne fură banii, ne fură viața. phishing acesta a ajuns, să spunem, la o profesionalizare extrem de mare. Vedem site-uri ale unor instituții bancare, a chiar instituțiilor publice care pare că ar fi acel site, chiar logo, însemnele și tot, dar realitatea, dacă ne uităm în adresa de site, nu prea mai sună bine, sau nu este al instituției respective, sau este pe un alt hosting. Trebuie să fim mai atenți și mai responsabili când introducem datele de card, când introducem datele pe un astfel de site, când avem, să spunem, și ne facem un cont de socializare și ne vin tot felul de mesaje nesolicitate, SMS-uri, mesaje tip mail, alte tipuri de mesaje în care ne spune că ar trebui să mergem pentru protecția noastră sau ceva pe un alt link pe un alt site unde acolo în proporție foarte mare dând click sau deschizând acel atașament să spunem al mailului sau al mesajului respectiv niște funcționalități pe care majoritatea dintre noi nu le înțelegem creează posibilitatea de a ne fura date de a ne fura bani și aflăm după aceea că nu știu câți oameni sau chiar eu am ajuns să pierd bani și cum i-am pierdut. Nu i-am pierdut eu mi-au furat dar cum i-au furat. Cu acceptul meu, că undeva în spate am deschis un mail care mi s-a părut că este de la banca mea, am deschis un uh, mesaj tip SMS care am crezut că este de la prietenul meu și avea un atașament, fiindcă el a fost până la urmă telefonul prietenului meu sau telefonul uh, vecinului meu, a fost la rândul lui spart și astfel generează de acolo tot felul de mesaje nedorite care nu duc la nimic altceva decât a ne fura identitatea de a ne fura banii, de a se folosi de datele noastre, de pozele noastre, de tot ce avem ca și informații. Așa că trebuie să înțelegem că astăzi contul de internet, contul de socializare, telefonul mobil, calculatorul și laptopul e la fel cum este o casă. Și poate pe la ușă, pe la gard, mai dă târcoale cât un hoț și dacă vede un geam slăbit, dacă vede o ușa deschisă, dacă vede că nu avem alarmă, dacă vede că e ușa larg deschisă, posibilitatea de a intra să ne fure ceva din casă este mare. Așa că și în zona aceasta este același lucru, iar când discutăm de celebru phishing, pai pe românește este furt. Furtul de identitate care duce la furt de date, care duce în final la păgubirea noastră din punct de vedere a banilor, din punct de vedere a imaginii și până la urmă o calitate mai slabă a vieții. Așa că chiar dacă auzim și ni se pare interesant sau nu, chiar dacă am auzit la televizor sau la un vecin capățit, nu uitați, fiecăruia dintre noi îi se poate întâmpla. Așa că luați atitudine, descărcați aplicația gratuită Infocons, aveți toate numerele de urgență să puteți raporta o încercare sau o tentativă sau, Doamne ferește, chiar un furt prin metodele de phishing.